Nu asta s-o numai legalitate. Da, mulțumesc. A fost un compliment, să știți. Ați învățat mult. Adică vrea să spună nu, a spus sub altă formă faptul că sunteți curajos. Da. Asta vreau să spună. Ce spunea domnul Petreazul, judecător? Zice, eu am ținut de funcția asta, așa trebuia să fac treabă și zice, dacă tot ai riscat, și eu am riscat pe linia mea, zic, dacă și tu ai riscat la fel ca mine, bine, măcar e sincer că spui că ai ținut de funcție. Numai doi s-au mai pensionat din cauza mea, poate să mai pensionează în următoarea perioadă, că doi, trei, care au făcut prostioare. Dar i-a spus, de măcar recunoaște. Și atunci a zis, știi ce? Dacă tu recunoști, te aștept până ești. Adică ei s-au pensionat din cauza dumneavoastră? Da. Adică nu înțeleg, chiar că nu înțeleg. Și vă spun, au fost judecate corect toate procesele. Nu am citit, dar ce ai zis de procesele dumneavoastră? Am zis de altul, de un comercial, aveam un comercial. Aveam o treabă de comercial. Adică nu înțeleg, că cum din cauza mea? I-ați amenințat sau cum? Nu i-am amenințat. Dar de ce? De ce sau? Nu, dar n-am înțeles formula. Comercială cu X problemă, au făcut-o împotriva regiei autonome, împotriva serviciului public. Nu, dar ați spus din cauza mea, ei s-au concediat. Ce înseamnă din cauza mea? Le-ați făcut o plângere la Consiliul Superior sau din ce cauză? Am dat și un telefon acolo. Și am deci pe telefoane? Pe telefoane. Deci nu scris. La poștă. Vă atenționez când înregistrez. La noi de ce n-am dat telefon? De ce n-ați dat telefon? Da. Dar asta nu mi-a cerut accept. Ați văzut-o pe masă, nu-i ascunsă. Știți ce mi s-a transmis? Că de fapt intenționați să mă dați disciplinar afară din cercul dumneavoastră de cunoștințe. Dar nu pot să vă dau numele. Nu pot să vă dau numele. Care trebuie să le probați. Este o persoană care are studii juridice. Vorbe din astea și zvonuri, nu știți din astea, că sunt destule. Ați afirmat că sunt de rea credință, așa mă faceți în fața colegilor? Eu da, dumneavoastră. Am avut o juristă de rea credință. N-ați spus dumneavoastră asta? Niciodată. Oamenii mă cunosc. De fapt, nu are să mă discut. Da, de acord, am încheiat. Haide să ne discutăm. Am cel mai bine. Deci intrați pe procedură, vă rog frumos, intrați pe procedură să vă faceți angajare. Și noi facem demersurile legale care să fie în regulă pentru postul pe dumneavoastră. Nu faceți treaba. Cu ei în față. Demersul legal cu ei în față. Păi nu știu dacă cu ei în față. Păi numai ilegal ați făcut. Noi în organigramă. De unde știți din asta? Eu. Ne-am verificat. A, ne-ați verificat. Deci dacă n-am dorit să discutăm cu fiecare separat, nu știu am discutat așa cum ați vrut din asta. Timpul expirat, îi trebuie să învăț, avem probleme de familie. Da, de acord. Deci nu ne-am dat pe procedură de... Timp de 8 ore, n-ați avut timp de noi, la sfârșitul programului. Și nu mi-ați răspuns ce înseamnă să medităm. Eu tot n-am înțeles. Că am meditat 40 de ani, acum... Prea multe explicații. Cuvântul... E nu avem la ce medita. Poate dumneavoastră. Noi am venit să muncim, domnul director, nu să medităm. Noi am venit să muncim, să medităm, să stăm sub un pom. 8 ore am stat sub un pom.